Bună tuturor! Eu sunt Marian, un pasionat al mecanicii și al vehiculelor și astăzi vom discuta despre un subiect important pentru toți cei care dețin un autovehicul cu filtru de particule. Simptomele unui filtru de particule defect. Prin urmare, vă invit să fiți atenți și să ascultați cu atenție informațiile pe care le voi oferi, astfel încât să fiți pregătiți să gestionați această problemă în eventualitatea în care aceasta apare la propriul autovehicul sau la cel al cuiva apropiat. Cum știți și voi, vorba multă sărăcia omului. Hai să intrăm direct în subiect. Filtru de particule, pe scurtat DPF. Este o componentă importantă a sistemului de emisii al unui vehicul diesel modern. DPF-ul este proiectat pentru a reduce emisiile de particule diesel dăunătoare prin captarea și reținerea particulelor de carbon înainte ca acestea să ajungă în atmosferă. Cu toate acestea, ca orice altă piesă a motorului, filtrul de particule poate suferi defecțiuni sau uzură, ceea ce poate duce la o serie de simptome negative. Majoritatea mașinilor pe benzină nu au filtru de particule DPF ca o parte a sistemului lor de evacuare. În general, filtrul de particule este mai frecvent întâlnit în autovehiculele diesel, deoarece motoarele diesel produc mai multe particule și gaze de eșapament decât motoarele pe benzină. Cu toate acestea, unele autovehicule pe benzină pot avea un sistem de filtrare a particulelor în sistemul lor de evacuare, cunoscut sub numele de filtru de particule pe benzină, prescurtat GPF. GPF-ul îndeplinește aceeași funcție ca și DPF-ul, dar este proiectat să absoarbă particulele mai mici și mai fine de la motoarele pe benzină, cum ar fi particulele de PM2,5. Ce sunt acestea? Particulele PM2,5, în cazul nostru, sunt particule fine care provin din arderea combustibilului. Aceste particule măsoară 2,5 microni sau mai mici în diametru. Dacă excludem pe cele care provin de la motor, particulele PM2,5 sunt o categorie largă de particule fine, care pot fi formate dintr-o varietate de substanțe, cum ar fi praf, fum, compuși, organici volatili și substanțe chimice. În plus, particulele PM2,5 pot fi transportate pe distanțe lungi prin vânt și pot avea efecte nocive asupra sănătății umane și a mediului înconjurător. Expunerea la particule PM2,5 poate cauza o varietate de probleme de sănătate, cum ar fi exacerbarea problemelor respiratorii existente, cum ar fi astmul, bronșita și altele, precum și creșterea riscului de dezvoltare a unor probleme cardiovasculare, cum ar fi boli de inimă și accident vascular cerebral. În plus, particulele PM2,5 pot contribui la dezvoltarea cancerului de plămâni și la scăderea speranței de viață. GPF-ul se poate găsi în special în autovehiculele cu motoare cu injecție directă, deoarece acestea produc mai multe particule decât motoarele cu carburator sau cu injecție indirectă. Este important de menționat că, în general, autovehiculele pe benzină sunt mai puțin susceptibile să aibă probleme cu filtrul de particule decât cele diesel, deoarece produc atât de multe particule și gaze de eșapament. Cu toate acestea, dacă autovehiculul dumneavoastră are un GPF și prezintă simptome similare cu cele care urmează să le menționez, poate indica faptul că filtrul de particule pe benzină este defect și trebuie înlocuit. Un filtru de particule defect poate provoca o serie de probleme, atât pentru performanța mașinii, cât și pentru sănătatea noastră. În continuare, vom examina cele mai frecvente simptome ale unui filtru de particule defect, începând cu cele mai ușoare și continuând cu cele mai severe. Marturul din bord al motorului aprins tot timpul sau random. Acesta este unul dintre cele mai comune simptome ale unui filtru de particule defect. Becul de avertizare al motorului
se aprinde atunci când sistemul de management al motorului detectează o problemă cu filtrul de particule. În general, aceasta este prima indicație că există o problemă cu filtrul de particule și că trebuie să fie verificat. Chiar dacă acest martor uneori se stinge, eroarea reală rămâne. Ea este stocată în calculatorul mașinii. Consum ridicat de combustibil. Un filtru de particule defect poate afecta eficiența combustibilului și poate duce la consumul ridicat de combustibil. Acest lucru se datorează faptului că un DPF blocat poate restricționa fluxul de aer către motor, ceea ce poate duce la o ardere incompletă a combustibilului. Pierderea de putere. Un alt simptom al unui filtru de particule defect este pierderea de putere. Un DPF blocat poate împiedica evacuarea gazelor de eșapament, ceea ce poate reduce puterea motorului și accelerația. Deci, aici putem include și scăderea performanței motorului, deoarece, dacă fluxul de gaze de eșapament este blocat, drept urmare, fluxul de aer și de combustibil către motor poate fi restricționat, ceea ce poate duce la o performanță motor redusă. Fum negru la evacuarea gazelor de eșapament. Dacă filtrul de particule este complet blocat, acest lucru poate duce la o evacuare a gazelor de eșapament cu fum negru. Acest lucru se datorează faptului că un DPF blocat nu poate filtra particulele din gazele de eșapament, ceea ce duce la o evacuare cu fum negru. Este important să acordați atenție evacuării gazelor de eșapament și să acționați în consecință. Mirosul neplăcut de gaze de eșapament. Un alt simptom al unui filtru de particule defect este mirosul neplăcut de gaze de eșapament. Dacă filtrul de particule nu funcționează corespunzător, particulele de carbon și alte substanțe dăunătoare pot ajunge în atmosferă, ceea ce poate provoca miros neplăcut și poate fi dăunător sănătății noastre. Autovehiculul nu pornește. Dacă filtrul de particule este complet blocat, acesta poate duce la un blocaj al sistemului de admisie și evacuare a gazelor de eșapament. Acest lucru poate duce la imposibilitatea pornirii autovehiculului. Probleme de funcționare a turbocompresorului, a turbinei. Un filtru de particule defect poate duce la creșterea presiunii din sistemul de admisie și evacuare, ceea ce poate duce la probleme cu funcționarea turbocompresorului. Acest lucru poate duce la o scădere semnificativă a puterii motorului și poate necesita reparații costisitoare. Probleme cu sistemul de frânare. Poate părea ciudat, dar mașinile care folosesc un vacuum generat de motor, iar un DPF defect poate afecta presiunea din sistemul de admisie și evacuarea gazelor de eșapament. Acest lucru poate duce la probleme cu funcționarea sistemului de frânare și poate fi extrem de periculos. La mașinile moderne, orice schimbare în sistem vine raportat la calculatorul mașinii și acesta blochează unele funcții sau chiar pornirea autovehiculului. Blocaj al motorului. Dacă filtrul de particule este complet blocat, acesta poate duce la un blocaj al motorului. Acest lucru se datorează faptului că fluxul de aer și de combustibil către motor poate fi restricționat, ceea ce poate duce la supra-solicitarea motorului și în cele din urmă la blocarea acestuia. Vibrații sau zgomote neobișnuite ale motorului. Un filtru de particule defect poate duce la apariția unor zgomote sau vibrații neobișnuite ale motorului. Acest lucru se datorează faptului că un DPF blocat poate afecta funcționarea motorului și poate duce la zgomote sau vibrații neobișnuite. Problemă cu sistemul de răcire. Un filtru de particule defect poate afecta și sistemul de răcire al autovehiculului. Acest lucru se datorează faptului că un DPF blocat poate duce la creșterea temperaturii în sistemul de admisie și evacuarea a gazelor de eșapament, ceea ce poate duce la supra-solicitarea sistemului de răcire și la probleme în funcționarea
acestuia. Imposibilitatea de a trece testele de emisii. Un filtru de particule defect poate duce la imposibilitatea de a trece testele de emisii și va trebui înlocuit să puteți circula din nou pe stradă. Un filtru de particule aftermarket pentru mașini mai vechi poate fi achiziționat în general între 200 și 800 de euro, iar costul unui filtru de particule OM, adică pe original, poate fi semnificativ mai mare, putând ajunge până la câteva mii de euro. Totul depinde de modelul mașinii. În general, costul unui filtru de particule nu este doar prețul de achiziție, ci poate include și costuri suplimentare, cum ar fi costurile de instalare. În concluzie, simptomele unui filtru de particule defect pot varia de la un martor aprins în bord al motorului până la blocajul complet al motorului. Este important să acordați atenție oricărui simptom care indică o problemă cu filtrul de particule și să acționați cât mai curând posibil pentru a evita problemele mai grave. De asemenea, este important să efectuați întreținerea regulată autovehiculului și să verificați filtrul de particule în mod regulat pentru a evita defecțiunile sau uzura prematură. Dacă mergeți mai tot timpul în oraș și nu folosiți mașina pe distanțe lungi, încât să-și facă singură regenerarea filtrului de particule, o regenerare forțată din tester, cred eu, ar prinde bine și veți evita costuri suplimentare. Înainte de a încheia, doresc să vă mulțumesc, dragi abonați și urmăritori, pentru că ați petrecut timpul dumneavoastră prețios pentru a urmări videoclipurile mele și a mi-acorda atenția și sprijinul dumneavoastră. Apreciez foarte mult că sunteți parte din comunitatea mea de mecanică povestită. Sper ca informațiile și explicațiile pe care le-am oferit cu privire la filtrul de particule au fost de ajutor și v-au captat interesul. În continuare, vă încurajez să rămâneți alături de mine, să vă abonați și să urmăriți videoclipurile mele despre mecanică și vehicule și să vă bucurați de conținutul pe care îl ofer cu drag comunității mele. Închei prin a vă asigura că voi continua să aduc informații valoroase și distractive uneori pentru comunitatea mea. Vă mulțumesc din nou pentru că sunteți alături de mine și vă doresc mult succes și prosperitate în toate activitățile dumneavoastră.